Papa Francisc a ținut prima pagina a ziarelor în ultimele săptămâni. Schimbul său inedit de replici cu Donald Trump a făcut înconjurul lumii, în timp ce întâlnirea sa cu Patriarhul Kiril al Rusiei este considerată una istorică. Încercăm să aflăm semnificația acestor evenimente de la profesorul universitar Marius Bucur, care a acordat un interviu colegului meu Tiberiu Sas. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre un subiect destul de inedit. Declarațiile dintre Papa Francisc și Donald Trump, unul dintre candidații la președinția Statelor Unite, dar și despre întâlnirea suveranului pontif cu Patriarhul Kiril din Cuba. Care este importanța acestei întâlniri și cum ar trebui să fie relațiile dintre biserică și stat și mediul politic cu domnul Marius Bucur, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua, Bună ziua, profesor! Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți această întâlnire, am putea spune, istorică chiar, dintre suveranul pontif și Patriarhul Kiril? Care este însemnătatea după Marea Schismă din 1054? Fără îndoială, întâlnirea este extrem de importantă și are multiple semnificații care nu trebuie subestimate. Pe de altă parte, nici n-aș exagera momentul, deoarece reprezintă într-adevăr o premieră în dialogul între Biserica Catolică, suveranul pontif, și Biserica Ortodoxă Rusă. În fapt, până în momentul de față, Roma Catolică a deschis un dialog destul de coerent și în anumite momente consistent cu bisericile tradiției răsăriteană, cu bisericile ortodoxe, ilustrat de ceea ce s-a întâmplat din 1964 încoace. Foarte pe scurt spus, punctul de plecare reprezintă, cronologic vorbind, întâlnirea dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, noua Romă, Atenagoras, în ianuarie 1964, o întâlnire cu adevărat istorică, pentru că într-adevăr a fost prima de la schismă încoace, o întâlnire urmată așadar de o declarație prin care, un an mai târziu, prin care cei doi lideri religioși au ridicat anatemele aruncate în 1054. A fost așadar momentul de debut, de început al unui dialog destul de coerent, cum spuneam, și sinuos adeseori, care a înregistrat prin întâlnirea din Cuba o premieră, într-adevăr, fiind prima întâlnire dintre liderul Bisericii Ortodoxe Ruse și un papă. Din acest punct de vedere, sigur că momentul trebuie salutat ca atare, însă, inserându-l în istoria dialogului catolic-ortodox, sigur, reprezintă o altă piatră importantă, de hotar importantă, fără îndoială, dar nici într-un caz o premieră, situându-ne în această logică mai amplă a dialogului dintre catolicism și ortodoxie. Analiștii spun că a avut o mare încărcătură simbolică întâlnirea, dar a avut și un substrat politic. Și vă citez aici din biograful Papei Francis, care spune așa: Vladimir Putin este izolat pe scena internațională și își dorește un triumf diplomatic. S-a întâlnit de două ori cu Papa, care a fost prietenos cu el, iar Kiril n-ar face asta fără permisiunea lui Putin. Așa că întâlnirea este un semn de schimbare în relațiile dintre bisericii din ultimii 1000 de ani, dar și de schimbare pe planul relațiilor internaționale pe termen mai scurt. Cum ați comenta acest lucru? Evident că diplomația ecleziastică se consumă, se desfășoară într-un anumit context internațional. Prin urmare, intrăm într-o logică a evenimentelor în desfășurare. Sigur, dintr-un punct de vedere, sau privind lucrurile din perspectiva geopolitică, am putea spune că există într-adevăr o miză importantă din perspectiva intereselor Rusiei la momentul de față. O Rusie care, după cum știm, se confruntă cu consecințele sancțiunilor economico-financiare impuse de Occident, o Rusie care se confruntă cu grave probleme de ordin social, alcoolismul continuă să facă ravagii în Rusia, rata divorțurilor este una dintre cele mai înalte la scară globală, chiar și ortopraxia, să zic așa, credincioșilor ruși este mai apropiată de practicile întâlnite în societățile occidentale. Altfel spus, societatea rusă este o societate destul de secularizată, chiar dacă nominal, evident, Biserica Ortodoxă Rusă numără câteva sute de milioane de credincioși. Pe scurt, e o situație de criză și internă, atât la nivelul statului, cât și la nivelul Bisericii Ortodoxe Ruse. Pe de altă parte, președintele Putin se confruntă cu
unele din consecințele propriilor sale decizii legate de invazia în Ucraina, respectiv ocuparea Crimeei, și mai nou implicarea sa în războiul din Siria, Rusia în războiul din Siria, o implicare destul de controversată, după cum bine. Credeți că va asculta de sfatul capilor bisericii în aplanarea conflictelor? Atât americanii, și hai să mă refer și la Vladimir Putin, vor asculta liderii mondiali de capii bisericii pentru a aplana acolo situația? Sau vor continua să-și facă treburile militare și cam atât? Acum, rămâne de văzut, e greu sau personal n-aș face nicio afirmație în sensul în care, da, vor ține cont într-o oarecare măsură. Aș dori să sublinez un alt rol. Întâlnirea dintre cei doi e o întâlnire importantă din perspectivă spirituală, cum spuneam. Și nu întâmplător Francis a apelat la apelativul fratele meu, recunoscându-se ca frate nu doar creștin, ci și frate episcop. El fiind episcop al Romei, discutând cu episcopul Moscovei, să zic așa. Acesta este un element de nuanță extrem de important. În al doilea rând, în privința conflictului din Siria sau a conflictelor din Irak și Siria, ca să fim mai aproape de ceea ce se întâmplă în zonă, trebuie să remarcăm atitudinea diferită a celor două biserici și implicită a liderilor lor. Pentru că dacă Papa Francis s-a pronunțat în enumerate rânduri pentru o soluționare pașnică, prin negociere, prin compromis, în diferite formate, dar oricum prin negocierea conflictului, Patriarhul Kiril a fost și este unul dintre susținătorii vocali a intervenției militare rusești în Siria. Mai mult decât atât, el a declarat, sau mă rog, prin intermediul purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, înaintea întâlnirii de la Havana, a declarat că Rusia este unul dintre cei mai importanți actori în lupta împotriva terorismului în momentul de față. Prin urmare, astfel de afirmații nu fac decât să sugereze o convergență, pe de-o parte, între interesele geopolitice ale Rusiei, de data aceasta focalizată în Orientul Mijlociu, unde Rusia a dispărut ca jucător, ca urmare a istoriei destul de tumultoase pe care o știm de după 1991 și încearcă să reintre în acest joc. Pe de altă parte, Biserica Ortodoxă Rusă dorește să se proiecteze pe sine, dar având în apropierea sa și umbra statului, drept apărător a creștinilor la scară globală. Pe scurt, Biserica Ortodoxă Rusă caută să reintre într-un joc geopolitic din care nu a făcut parte, din vari motive asupra cărora nu e cazul să insistăm, cred că acum probabil avem și timpul. Așadar, să iasă dintr-o oarecare izolare, să devină un jucător important la scară globală în această geopolitică, dacă doriți, religioasă, sau care are și conotații religioase. Declarații inedite, Donald Trump, suveranul pontif. Cum vedeți implicările? Bine, de la Donald Trump nu mai avem mari așteptări, știm că atacă pe toată lumea la orice oră. Cât de reținuți ar trebui să fie capii bisericii în a face declarații referitoare la viața politică sau la politicieni? Acum aș vrea să punem lucrurile în logica desfășurărilor, cu voia dumneavoastră. În primul rând, de unde s-a plecat? Pentru că e extrem de important contextul. La revenirea din Mexic, Papa Francis a fost întrebat de către un jurnalist de la Reuters, dacă nu mă înșel, ce părere are despre unul din candidații la președinția Statelor Unite, fără să-l nominalizeze într-o primă fază, care a declarat că va ridica ziduri pentru a opri imigrația, deoarece imigrația produce efecte sociale grave în societatea americană, este asociată cu corupția, criminalitatea, consum de droguri și așa mai departe. În acel moment, Papa Francis a declarat, iarăși fără a-l nominaliza pe Donald Trump, că cel care ridică ziduri și nu construiește punți, poduri, înseamnă că nu e creștin, nu are vocația creștinismului, că nu ar fi nominal creștin. Trimite spre o etică, spre ideea de solidaritate pe care creștinii trebuie să o dovedească atunci când confraților se întâmplă într-o situație dificilă. Nu întâmplător, în această logică, dacă doriți, în timpul vizitei din Mexic, Papa Francis a fost la Juarez, un oraș situat în proximitatea frontierei, pe cum știm, unul din locurile încărcate, extrem de încărcate simbolic și unde s-au produs foarte multe drame. Și nu întâmplător a fost organizat la Juarez un serviciu religios. Și acolo Papa a reiterat mesajele sale binecunoscute de alminte, legate de imigrație, de sărăcie, de discriminare, de polarizarea statelor nord-sud, state bogate, respectiv săraci, de nevoie noi solidarități de creștine între statele respectiv societățile bogate și cele sărace. În această cheie,
Cred că trebuie să citim acel fragment, acele două fraze pe care Papa le-a rostit în avion. Există și o înregistrare filmată a momentului respectiv, a vorbit în limba italiană și apoi intervenția s-a fost tradusă în limba engleză. Deci, cred că e bine să avem în vedere acest context și să nu ne concentrăm doar asupra ceea ce a ieșit ulterior de acolo. Sigur, revenind, reacția lui Donald Trump a fost virulentă, vitriolantă chiar, aș spune, pe măsura tipului său de discurs pe care l-a asumat în campanie. Și, dintr-un anumit punct de vedere, poate că intervenția Papei Francisc nu a căzut într-un moment oportun, având în vedere ceea ce se întâmplă în momentul de față în Statele Unite, adică această competiție pentru nominalizare în interiorul celor două partide. Se prea poate, dar oricum opinia sa, gândurile sale au fost, din punctul meu de vedere, rezălmăcite, scoase dintr-un context și instrumentate, dacă vreți. Donald Trump, eu am impresia că în mod intenționat a exacerbat această presupusă polemică sau polemică indirectă pentru a capitaliza din punct de vedere politic. Vă pun o ultimă întrebare, domnule profesor. Spuneți-vă, rog, care este părerea noastră, cât de mult ar trebui să se implice sau nu biserica în creonarea noii ordini mondiale politice, mă refer, atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite? Prezența bisericii atât la nivelul Uniunii Europene, dacă doriți, sau bisericilor, a religiilor la nivelul Uniunii Europene, în dezbateri legate de proiectele politice, de tipul de societate pe care le construim, este cât se poate devenită atât timp cât se circumscrie vocilor din spațiu public. Altfel spus, foarte pe scurt spus, câtă vreme biserica își asumă faptul că este doar o voce înăuntru societății civile sau venind dinspre sfera societății civile. Sigur că este o temă extrem de delicată și complexă, n-aș vrea să o epuizez într-o frază, dar în momentul în care biserica tinde să creeze în mod informal sau prin alte canale, modalități, o relație privilegiată cu puterea, de regulă greșește sau va greși. Și istoria a confirmat de nenumărate ori că parteneriatele, cu ghinionele spunând stat-biserică, eșuează la un moment dat, dintr-o rațiune sau alta. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru analiza interesantă pe care ne-ați făcut-o. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi!